Cum vi s-a părut locuitorul lui Radunovici, fundașul stânga? Ganea. Vreau să știu că mi-a plăcut foarte mult de el. Dar e adevărat că a făcut probabil și oboseală, încă nu e... Bine, pe el a făcut el două greșeli care alea nu se permit și că pot să... Dar mi-a plăcut foarte mult de el. Uh-huh. Adică e clar, va fi bătălie mare acolo pe stânga de acum cu Radunovici? Păi nu că e bătălie, deja nici nu știm pe cine. Deci nu știm cu cine vom juca deja, nu știm. Uh-huh. Nu știm, pentru că e... Adică e jucător de viteză, are și o tehnică bună, urcă... E adevărat, Radunovici are și el tehnică și urcă, centrează bine, dar ăsta are mai mare viteză și mai mare forță. Parcă mi se pare mai vână ăsta. Mai vână, mai în viteză, mai iute. Uh-huh. Uh-huh. Nu, așa e, parcă mai vânos, aveți dreptate. Puțin mai tehnic poate Radunovici, știi? Uh-huh. Dar n-are puterea lui ăsta. Uh-huh. Păi și ce faceți acum? Păi ce să facem? Asta e, vine că ne-a dat omul valoare și... Asta e, vedem, nu? Ne rugăm la Dumnezeu să ne dea mintea, înțelepciunea să joace ăla care trebuie să joace. Mm-hmm. Nu, până bun. Să faci. Bun jucător, nu știu, v-am zis, aveți ochi, v-am zis, chiar aveți ochi. Aveți jucători mulți de valoare. Păi bă, da, păi, dacă sunt de 20 de ani în activitatea asta, păi idiot să fii, numai dacă ești prea idiot și nu vezi. Adică stai 20 de ani într-o meserie, că de 20 de ani în treaba asta sunt. Dacă stai 20 de ani undeva într-un lucru, o activitate care o ai și tu nu înveți, înseamnă că ești prea... Nu sunt chiar atât de idiot ca să nu învăți. Uh-huh. Bine, nu sunt specialist. Până așa, m-au auzit, așa nespecialist, cum sunteți pe locul 1, băcă? Bă, tata, eu văd la mine, în curte la mine. Da. Că și în Evanghelie, că aici sunt apostol Pavel. Ce slujitorii să slujească stăpânului ca lui Hristos. Deci ei trebuie să slujească ca și lui Hristos. Bine, o să comenteze ei, sataniști, acum, în fel și chip. Ce o să facă ei și o să batjucorească. Dar numai că apostolul Pavel așa a zis. Slujitorii să slujească ca lui Hristos. Ție, slujitorii ăia de acolo pe care i-ai angajat, ca lui Hristos să slujească. Mm-hmm. Și tu să-i respecti, să-i iubești și să ai grijă de ei ca familiile lor să aibă salarii bune, să ducă bine. Așa da. Zice apostolul Pavel, dar ei să slujească ție ca lui Hristos cum? Dar dacă tu nu ești la servici, ei să slujească cu credință, ca și când ai fi. Am înțeles.